Vineri 17 noiembrie, în Moldova, vremea va fi cu cer variabil potrivit datelor furnizate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Deși nu se așteaptă precipitații semnificative, pe alocuri cerul va fi noros, iar vântul va sufla din nord-vest de la slab la moderat. Temperaturile vor fi destul de scăzute, așa că este recomandat să vă îmbrăcați corespunzător. La Soroca vom înregistra plus 9 grade. Noaptea se așteaptă înghețuri de până la minus 2 grade. În centru, termometrele vor indica până la plus 11 grade Celsius. Noaptea, valorile termice vor coborî până la 0 grade. În sudul țării vom avea parte de plus 13 grade pe timp de zi, iar noaptea vor fi minim plus 2 grade. Sâmbătă la Soroca sunt prognozate ploi, iar termometrele vor indica plus 5 grade Celsius. Noaptea, mercurul din termometre va indica plus 2 grade. Duminică, vremea se răcește, astfel că temperaturile vor scădea. Ziua vom înregistra plus 2 grade Celsius. De asemenea, se anunță lapoviță slabă pe tot parcursul zilei. Aceste condiții meteorologice vor afecta condițiile de drum, așa că este recomandat să fiți precauți dacă aveți de gând să călătoriți.